Dragii mei tauri, aceasta este setarea voastră pentru luna noiembrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta. Timp să zic septembrie. Poate luna septembrie este o lună importantă de referință. Ceva ce s-a întâmplat în septembrie urmează să se întâmple și acum. Sau să se evidențieze și mai mult. Deci gândiți-vă ce s-a întâmplat în acea perioadă. Sau în orice caz, hai să vedem cărțile, ce ne transmit cărțile. La 11 este luna cu vibrație 11, este un număr maestru, așa. Poate veți simți nevoia să faceți cât mai multe lucruri deodată. Poate aveți foarte multă energie, unii dintre voi, dar atenție și la ideea de epuizare, să nu vă epuizați resursele așa ușor sau cel puțin din prima. 7 de cupe a vrut să se arate. De fapt, am vrut să văd și cartea aceasta pe care o avem aici. Da, atenție la ce alegeți. Atenție cu iluziile în această perioadă. Nu toate lucrurile sunt așa cum par. Ia uite ce interesant, și la baza pachetului avem lumea. Da, o etapă importantă din viața voastră urmează să se finalizeze în această lună. Poate că ați avut niște premoniții, să zic așa, sau ați întâmpinat această situație încă din luna septembrie, ați realizat că urmează să se rupă ceva, să se spargă ceva, că mi-atrage atenția această spărtură care e aici, da, ca și cum toată sticla asta s-a spart. Da, hai să vedem mai exact la ce vă puteți aștepta în această lună. Simt că este o lună importantă pentru voi, pentru că urmează sezonul Scorpionului, ceea ce înseamnă că este fix zodia voastră opusă, da, în astrologie, sau zodia care este oarecum sora pentru zodia voastră. Și să vedem cărțile. Avem așa 8 de băte, 6 de băte, ce interesant. Avem aici regina de băte, 3 de monede, da, multă acțiune până acum, 2 de cupe și avem aici steaua, că m-am luat cu albastru, temperanța, că e 14, da, temperanța, și poate și steaua pe undeva, poate și un vărsător pe aici, pe acolo. Dar nu, aici e temperanța și avem săgetătorul. În schimb, e o lună în care veți fi cam așa în centrul atenției, deci probabil nu e reșcandu-i steaua. Este o lună în care veți avea așa oameni prin jurul vostru, chiar cu 3 de monede și la locul de muncă, care să depindă de voi, să aibă nevoie de voi, să aibă nevoie de resursele voastre, să lucrați în echipă mai mult în această perioadă, mai mult decât de obicei. 8 de monede și 6 de băte, acolo poate să reprezinte și niște vești importante. O veste cel puțin importantă se arată aici, o veste care să vă bucure cu 6 de monede, cu 6 de băte. Nu știu de ce încurc cărțile, scuze. Nu este nu e cu intenție. Probabil că există și în mintea voastră puțină confuzie. Am văzut 7 de cupe la început. Vă simțiți așa puțin, poate chiar obosiți, vă simțiți puțin agitați pe alocuri, aveți foarte multe pe cap, poate să fie vorba și de acest lucru, dar ați făcut progrese, ați progresat foarte mult în viața voastră profesională, cel puțin personală, profesională, ați făcut foarte multe progrese și se vede chestia asta, iar în luna noiembrie s-ar putea să încununați această etapă din viața voastră cu succes, cu 6 de băte acolo. E o realizare. Da, simt că este o realizare pe care ați întreprins-o în foarte multe luni, în foarte mult timp, poate chiar și ani unii dintre voi. S-ar putea ca în această lună să primiți un mesaj după foarte mult timp de așteptare. În sfârșit primiți un mesaj după foarte, foarte mult timp. Ne atrage atenția 8 de băte. Unii dintre voi s-ar putea ca după foarte, foarte mult timp să ajungeți undeva în sfârșit fizic, mă refer.
chiar o călătorie. Undeva foarte îndepărtat. În sfârșit ajungeți acolo unde v-ați propus fizic, mai ales într-o călătorie, într-o vacanță, într-un loc deosebit, poate chiar în Egipt, că tot avem aici cărțile cu inspirație egipteană, din cultura egipteană, după care avem Regina de Monede, da, pe cum se putea altfel, Regina de Băte și Trei de Monede. Poate că această confuzie este și datorată unor situații din viața voastră. Vedeți unele lucruri din mai multe perspective, la dublu, așa. În această perioadă aveți așa un simț ascuțit, dar din alte puncte de vedere. Intuiția ar trebui să fie foarte importantă și la pute maxim în această perioadă și să nu vă lăsați păcăliți sau... Să nu încercați să cădeți pradă iluziilor, mai ales pe plan personal, emoțional, în zona aceea. Interesant. Unii dintre voi s-ar putea să primească și o ofertă la locul de muncă sau ce ține de zona asta profesională, ce ține de zona asta materială, de a lucra cu cineva, cu oamenii și așa mai departe. Atenție să citiți foarte bine contractul, să citiți sau să știți, să luați în calcul toate variantele, pentru că s-ar putea foarte ușor să creați o confuzie în viața voastră, în jurul vostru și nu este necesar. Ok, cu Doi de Monede aici și Temperanța. S-ar putea trebui să alegeți dintre două lucruri în această perioadă, că tot am zis despre 11, 1 și 1, 2. Ideea de dualitate este foarte mult în evidență. Unele lucruri s-ar putea să nu fie așa cum ați preconizat voi până acum. Deci ar trebui să luați în calcul mai multe variante. Da, o lună intensă pentru voi, a zice. Această situație nu te va conduce nicăieri, dar e ceva acolo care nu arată în tocmai bine, cum am văzut cu lumea. Munca grea de până acum începe să dea rezultate, luna nouă se încă Capricornului, asta e o confirmare, pe zona profesională sunteți foarte bine, stați foarte bine, sunteți un exemplu pentru cei din jurul vostru, pentru oamenii cu care lucrați, pentru subalternii voștri, chiar sunteți un exemplu de un om foarte puternic și stabil așa pe planurile sale. Mulți oameni chiar depind de voi sau îi inspirați într-o formă sau alta. În schimb, pe plan personal și pe plan emoțional, ceva acolo scârțâie sau este cu dus și întors. Da, s-o cu progres. Dar simt că este vorba despre altcineva aici, da? Ceva cu care voi aveți de-a face, cu care vă confruntați. Am văzut lumea la început, se și termină ceva, e ceva care se finalizează, dar poate nu într-o manieră plăcută. Hai să vedem, urmează un nou început, lună nouă, adevăr. Te așteaptă un rezultat în care toată lumea avea de câștigat și cheia este comunicarea, da? Asta este bine. Asta este foarte bine. Un nou început pe plan profesional, aș putea spune. Unii dintre voi s-ar putea să fiți avansați, să treceți în etapa următoare pe plan personal. Pe plan profesional, chiar și personal, în sensul de călătorie interioară, chiar și fizică. Te așteaptă un rezultat în care toată lumea va avea de câștigat lună plină semnul balanței. Asta clar are de-a face cu zona relațională și cu emoțiile, cu relațiile. De orice fel, dar mai ales cu partenerul, partenera sau relațiile de dragoste. Și da, e important aici comunicarea și lucrul în echipă. Ca să vă descotorosiți, ca să zic așa, de toate iluziile și de a nu avea loc de interpretări. E foarte important să nu lăsați loc de interpretări. Pentru că foarte ușor puteți să picați în iluzii sau să-i lăsați pe ceilalți să pice în iluzii în jurul vostru și nu este cazul. Am văzut acolo 7 de cupe la început. Deci nu e cazul să au confuziile pe care le-am făcut eu dintre cărți. Nu este cazul să lăsați loc de interpretări.
După părerea mea, e o lună în care trebuie să mergeți pe concret. E o lună în care trebuie să fiți simpli, o lună în care să fiți înțelegători, o lună în care trebuie să comunicați foarte mult, mai ales cu partenerul, partenera, cu potențialul partener de dragoste, de iubire, dar și în relațiile voastre de prietenie și cu colegii. Cât mai clar, da? Comunicarea să fie cât mai clară și să lăsați acel lucru care trebuie să se finalizeze, să se finalizeze până la capăt. Pentru că vă așteaptă ceva nou categoric, vă așteaptă un nou început. Se arată ceva nou către voi, ceva foarte mare, ceva imens, aș putea spune, ceva foarte important pe plan profesional și personal mai mult. Călătoria aia de care am zis stă în picioare, adică este vorba despre o călătorie propriu-zisă, undeva destul de îndepărtat, nu știu, poate India, poate, da, schimbați continentul, ceva de genul. Unii dintre voi poate vă schimbați locuința sau locul de muncă. În orice caz, sunteți în centrul atenției, așa. Și unii dintre voi nu prea sunteți încântați cu chestia asta, dar se va întâmpla. O să fiți cu regina de bâte aici, o să fiți în centrul atenției. E o persoană foarte carismatică, veți fi foarte carismatici. Oamenii se vor aștepta, vor avea foarte multe, da, uite, asta e important, mesajul ăsta e important. Oamenii vor avea foarte multe așteptări de la voi în această perioadă. Deci atenție la presiunea pe care o puneți în spatele vostru, dar eu aș zice că ar trebui să nu vă fie frică să greșiți. Dacă greșiți, asta este. Doar să vă asumați și să comunicați dacă ați greșit, sub o formă sau alta, în orice domeniu din viața voastră și să treceți mai departe rapid. Adică să nu vă concentrați pe cioburi sau pe eșec. Da, e aici cineva care parcă nu vrea să fie în centrul atenției, deși fie că vrea, fie că nu va fi, și trebuie să accepte chestia asta, trebuie să vă acceptați și în poziția aceasta de om care să fie în centrul atenției, să primească laude, să primească recunoaștere, pentru că meritați, eu zic că meritați, mai ales ați depus aici o muncă importantă cu 6 de bâte, mai ales că oamenii vor să lucreze cu voi, cu 3 de monede și cu 2 de cupe, cineva vrea să fie și în preajma voastră emoțional, deci e clar că atrageți și niște oportunități pe măsură. Dar atenție la iluzii, atenție să nu lăsați loc de interpretări. Ca zile importante, zice 11, că tot am zis 11 noiembrie, 2 noiembrie, în mod special, 6, 8 noiembrie, da, multiplit de 2, 14, de ce nu, dar în mod special 2, 11 și 8, 20 noiembrie. 2, 11, 8 și 20 noiembrie, iar ca zile, ca zodii importante, săgetător, berbec, leu, Capricorn, Balanță și Gemeni. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună frumoasă vă doresc și ne revedem data viitoare.